Salut, 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 salut! Eu sunt Daniel și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Azi mă voi juca Mafia 2. Bine ați venit, ocupați un loc, așezați-vă comod și să-i dăm drumul. Nu știu al câtelea episodie. Ideea este că am avut probleme tehnice cu Bandicam și cu Shadow Play. Îi dăm load capture, că trebuie să duc Enemy of the State să l-am înregistrat, să vedeți și voi despre ce e vorba. Și să-i dăm bătăi. Bine ați venit pe canal, abonați-vă dacă sunteți noi, apăsați butonul de like. Capitolul 3, inamicii statului ar veni. O să joc pe capitole, gen, până-l duc la sfârșit și să meargă totul mai ușor și pentru mine, și pentru voi, și pentru toată lumea. Tot în 720 va trebui să înregistrez, că nu merge altfel. Răspunde la telefon. Joe's pleasure, pal. It's Vito speaking. Vito, why didn't you come home last night? I was worried sick. Mama? I didn't know you had Joe's number. And whose phone is this? So have you spoken to Mr. Pappalardo? Find yourself a job? Yeah, he told me to come by and see him today. Hopefully he's got some work for me. Okay, Vito. Good luck, mio bambino. All right, bye, Mama. Până la urmă era mama, zicea dacă am vorbit cu Pappalardo, dacă ne-am găsit un loc de muncă și acum vom merge la Pappalardo ăla. Și hai să-i dăm drumul să vedem. Doamna ascultă la ușa, oh. Uite. Hi there. What's the matter? Nothing good on the radio? Mind your beeswax, kid. Nu-i nimic bun la radio, doamna. Și da, hai să dăm drumul să jucăm. Vecinul ascultă muzică prea tare. E nebunie totală. Și cam așa să reparăm mașina. În stare perfectă. Ok. Aceeași muzică merge și asculta și vecinul. Da, da. Și să mergem la Pappalardo, să vedem dacă ne dăm un loc de muncă. Deja am jucat, știu despre ce e vorba, nu vă zic, n-aș vrea să stric, să vă zic dinainte despre ce e vorba, poate sunt unii dintre voi care nu știe. Și, oh shit, dar pot să iau și înainte. O să recalculeze gen GPS-ul. Și atunci o iau pe acela stângă. Și aia e chestia, că am ajuns destul de departe cu misiunile. Numai ca să văd că, bă, stai, Dane, că înregistrările tale spraf. Și am înregistrat cu Shadow Play, merge la rezoluție mai mare să joc, pentru că nu necesită mai mult ăsta, procesor sau placă video, știi, cu Shadow Play. Și de-aia e problema că, uite, cum a ieșit videourile foarte blocate, gen, se blochează și am căutat soluții pe YouTube și n-am găsit nimica ca să le repar. Shadow Play. În rest îmi place Shadow Play că pot să fac live cu el. De el folosesc până fac un upgrade la calculator, ceva mai puternic, că nu mai fac cu laptopul nimic. Nu vă luați laptop de gaming, pentru că nu e echivalentul ca la un PC, sincer. Un PC de 2000 de lei ține o calmea, sincer. Și te joc jocuri ca lumea. Zice ei că m-am uitat astăzi că, bă, laptopul ăsta ar trebui să joace jocurile din 2014-2015, dar nu mai face față, gen. Dacă mai vrei să-l și înregistrezi, trebuie să scazi rezoluția, grafica, tot, gen. Aș putea să mă joc la rezoluție full, tot numai că nu înregistrez, că pune destul stres pe el când înregistrez. Și uite că am ajuns și la Pappalardo. Scuze, sunt mulțumit că pot să joc așa. Scuze, care mă pomenește. El e Derek și ăsta e Steve. Steve ăsta are ceva cu revistele Playboy, gen, nu știu. Well, close the door, it's windy. What do you want? Yeah, I'm looking for a Mr. Pappalardo. Oh, yeah? Why? My name's Vito Scaletta. My old man used to work for him, and I'm looking for a job, so I came here. Well, you're in the right spot, sonny boy. Federico Pappalardo at your service. You can call me Derek.
I think I remember your dad. Good guy, but drank like a fish. What's he up to these days? He's dead. Oh, well, y'all gotta go sometime, right, Steve? Sure, Derek. So you need a job, huh? Well, you're in luck. We just got a new shipment to unload. Steve will show you around. Now scram, my steak's getting cold. Deci, până la urmă, dă de muncă. Follow me. Și aici era o revistă Playboy, la stânga. Și ne dă de muncă. Nu vă, să vă zic, să nu vă zic, ideea e că ne dă cutilele ce trebuie puse în camionetă. Și nouă, nu ne convine treaba asta pentru $10. Nu-i convine la nimeni, frate, adică ia uite câte cutii. Load this bine. Pile of crates under that truck. When you're done, you get 10 bucks. If something gets lost or broken, you get nothing. Start now and don't take all day. Ideea e că $10 pe timpuri atunci valoreau mult mai mult, oricum, a dat seama. Ca și cum zice că acum ziua de azi 10 lei valorau. Scuze, valorau mult mai mult decât acum că valorau mult mai mult față de cât valorează acum 10 lei sau 50 de lei. Și acum trebuie să ies când mi-e de ajuns. Hey, you done? Yeah, I'm done. And you can keep the 10 bucks. When I said I needed a job, I didn't mean slave labor. Whatever. Get the fuck out of here then. Don't show your face around here again. Yeah, don't worry. I can make 100 times more working for Barbaro Incorporated. Wait, you said Barbaro? Joe Barbaro? Yeah, so what? Shit. Nobody who works with Joe would carry crates for 10 bucks. What the hell are you doing? Come with me. Ideea e că zice că, bă, îl cunoaște toată lumea pe Joe Barbaro, are și-a făcut un nume. Zice, bă, cine lucrează cu Joe Barbaro, nu vine nimeni la noi să lucreze pentru $10. Și o să vorbim cu Derek și ideea e că Derek se va asigura că chiar, într-adevăr, suntem prieteni cu Joe. What now? Well, this one don't like manual labor. What the fuck? Said he works with Joe Barbaro. Bullshit. Who wanna load crates if he works with Joe? You'll have to explain this one to me, sonny boy. What's your story? Well, my mother wanted me to come talk to you about an honest job, but I need some real money, so this ain't gonna cut it. Them women, they're all the same. Right, Steve? Sure, Derek. She doesn't want you hanging around with Joe, right? My mother was the same way. Look what become of me. Union boss. I got the whole fucking waterfront under my thumb. So how's Joe? Pretty good, I guess. How'd you meet up with him? Oh, we go way back to the old neighborhood. I just come back from overseas and he's putting me up until I can get back on my feet. Listen, you gotta understand, a person in my position has gotta be careful. Se va asigura într-adevăr că so you won't mind if I give Joe a call, right? A zis că a fost overseas, a fost în străinătate, gen, și că acum când a venit trebuie să pun înapoi pe picioare. Și asta a scos pistolul, frate. Ia să vedem, ai dreptate sau n-ai. Și-l sună pe Joe. He might not be home. That wouldn't be good. Hi, Joe. Hey, this is Derek. Listen, I got this guy here. What'd you say your name was? Vito. Vito. He's looking for a job. He says he's a friend of yours. A good friend. I just wanted to check with you first. Uh-huh. Sure. War hero and all that shit. All right, all right. Thanks, then. I'll talk to you later. Sorry, pal. I had to check you out. Joe says you just come back from Italy. You must be able to handle yourself. You want to make a little more money? I got just the thing. The guys here at the port are supposed to pay a monthly fee to the barber, but half of them never cough it up.
I need someone to give him a little nudge. $10 a man. What if they don't need a haircut? Well, then you'll have to convince them otherwise. I see. What if somebody makes a fuss? Then you kick the shit out of them. Well, let's say you teach them a lesson that doesn't require that they miss work. You got it? Which is why Steve ain't doing the job. Right, Steve? Right, boss. Collect at least $150, I give you 50. Just for walking around, taking in the sea air and meeting new people. Easy fucking money, eh? What do you say? Hey, it's better than lugging crates around. Până la urmă este că... Get going. Aici ar trebui să fie revista, dar nu e, că am luat-o deja odată. Și dacă vreți vă și-o arăt, dar nu pot acum. Eu trebuie să iau comision gen pentru frizer, că mulți dintre ei nu vreau să plătească frizerul. Și... Nu vor să plătească și atunci va trebui să-i fac să plătească frizerul. Forțat, chiar dacă nu am nevoie de tunsoare. Și aici am vădat banii. Iată, banii. Și ăștia doi la fel o să-mi dea banii, dar e maimuța aia care stă acolo. Și nu va fi de acord. Și dacă îl bătem pe ei, va convinge pe toți să plătească mereu. Și a zis Derek pentru $150 ne va da 50. Sure, here it is. I don't want no problems. Don't leave it until the last minute next time. Și acum o să avem problemă cu gorila. Hey pal, Derek needs you to pay the fee for the barber. Look, asshole, I'm not in the mood. Why don't you get out of my face before you get hurt? Și culmea ar fi să-i zici la un om chel că bă are nevoie de bani pentru frizer. What's that fat fuck gonna do? Have me killed? Hey, you said it, not me. Why don't you give it a try then, asshole? Crack his skull! E ușor de bătut. Ouch. Mă gândeam că-i prinde vreuna, dar nu. Așa ce n-am făcut. Da. Okay. Anybody else got a fucking problem with paying for the fucking barber? Okay, și acum mergem înapoi să ducem banii lui Derek. În toate misiunile ar trebui să găsesc reviste Playboy. Unele mai indecente, altele mai decente. Good job. Here's your share. I watched you take care of Bill. You were good. Steve damn near got his ass kicked when he tried that. Right, Steve? Yeah. Right, Derek. Here's a bonus for sorting him out. Thanks. The guy's been a real fucking pain. Now get out of here, kid. De ce mai ce cas, frate, mă enervează și scump filmez. Tell her you got yourself a job as my new assistant. Yeah, will do. I'll see you later. And Vito, I almost forgot. Joe called. He wants you should meet him at Freddy's. Ce ca sunat Joe și vrea să ne întâlnim cu el la Freddy, ok. Vă o să repet cam tot ce zic și ăștia, că poate v-am spus, sunt unii dintre voi care nu știe engleză. Poate. Sau poate sunt unii care știu mult mai bine ca mine. Oh, I can't seem to tune this station on this old radio here. I'm gonna miss the darn news. Well, maybe we should get an RCO5 radio from Empire Electronics. An RCO5 radio? Yes, sir. The RCO5 is the most superb listening experience. Și acum ideea e ca să vă povestesc dinainte despre ce o să fie vorba. Sunt niște timbre pentru combustibil. Timbrele acelea valorează foarte mulți bani. Din ce cauză? Pentru că în perioada aceasta din joc,
America era în al doilea război mondial și tot combustibilul, benzină, motorină se ducea pentru război atunci și atunci suferau într-un fel o criză de combustibil și atunci timbrele astea valorau foarte mult cine le deținea și atunci misiunea asta vom fura timbre pentru combustibil. Și mai târziu nu o să vă zic ce o să se întâmple din cauza timbrelor, de ideea asta o să facem în seara asta și în joc și în realitate în seara asta. O să furăm timbre. Și unde sunt timbrele? La un birou care face parte din stat, ceva de genul. Sau face parte de stat, îți dai seama. Erau controlate de stat și timbrele alea, mă gândesc. Stai să bag limitatorul cu poliția să vrea să vină după mine pe urmă. Mergem la barul lui Freddy's. Și m-am rupt stâlpul cu totul, frate. Și trebuie să te barul Freddy, bă. Nu știu dacă în barul ăsta e vreo revistă Playboy sau ceva ascunsă pe undeva. Nu știu, sincer. Nu pot să intru. Pot să pun muzică dacă vreau. Ceea ce e jocul, Henry. Hey, where the hell you been? I came right over as soon as you called. What's going on? You remember the wise guys we used to see when we was kids? Yeah, why? The guy we're meeting here is one of them. His name's Henry Tomasino. I think he's got something big for us. Yeah, no shit. Yeah, we're done with the small-time jobs. It's time to make some real shuttle. Here, he's coming. Don't say nothing stupid. Hey, Henry, how are you? Hiya, Joe. This the guy? Yeah, this is Vito, an old friend of mine. Good to meet you, Henry. You vouch for him? Absolutely, Henry. Trust him with my life. Okay, listen, I got a job for you. The money's good. I need gas stamps. They're worth a fortune now because of the gas shortage. Where can we get them? In the Office of Price Administration. That's a federal government agency. Isn't that a little risky? What? Too much for you? No. Just trying to think of how we can pull it off. Ah, it can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. You got somebody inside? Yeah, one of our guys. His sister works there. Can she help us out? Ask her yourself. Her name's Maria Agnello. Here's the address. Tell her I say you. All right, what about the safe? What if the keys aren't there? That's your problem. But what's the job pay? I'll give you $600 for 10,000 gallons worth of stamps. Okay, we're in. No, I need Vito to do this alone. I got another job for you, Joe. So, what do you say, Vito? Yeah, sure. Hey, and don't forget to take a piece with you. You never know what's gonna happen. Better to be safe than sorry. Până la urmă, va trebui să fac singur misiunea asta. This is some liquor store stick up. I want this to be a clean job. If you kill anybody, your cut drops to a third. Capisce? Yeah, I got it. No problem. Okay, when you're done, you come back in, we'll settle up. All right, I'll see you. Good luck, Vito. Va trebui să mergem la Maria Angelo, e soră sa la unul care lucrează cu ei și are mai multe informații. E lovită sărac mașina. Mergem la Maria Angelo aia. Am ajuns și la Maria. Ba nu e cea, încă mai e față. Asta e ușa. Yeah, can I help you? Yeah, hello ma'am. Henry Tomasino sent me.
He said you might be able to help me with a little problem down at the Office of Price Administration. Yeah, I heard about that. What do you need from me? I need to get in there tonight. All right. Tell you what. My sister's in the hospital right now. If you give me a lift over there, I'll tell you everything you need to know. It's right across the street from the OPA, so it ain't like you're gonna be going out of your way. Sure, no problem. Deci doamna asta merge la sora sa la spital. Și dacă îi dăm... o ducem cu mașina, ne va da toate informațiile de care vom avea nevoie. În drum. A căzut și bara din față. Bine că mai este un număr de matriculare. A căzut omul, bă. A alunecat. Ok, let's go. And take it easy behind the wheel, all right? I seen the way you kids drive these days. Ce că se conduc ușor, că a văzut cum conduc tineri din ziua de azi. The place is locked up pretty tight at night, so you gotta get into the back. They keep the back door open at night. No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You look for the safe, right? Lucky guess. Am văzut accidentul. It's on the top floor. So's the director's office. That's where the keys are. Okay. So I go in through a window around the back, then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful. There's guards in there at night. Don't let them see you. Slow it down. I ain't in a rush. Salvat de mine cum merg cu viteza. Mi-a căzut și capacele. All right, kid. Drop me at the hospital right here. The office is across the street. Okay, thanks for the ride, kid. Trebuie rău peste drum. Thanks, Maria. I'll see you. Bye, Maria. Pun mașina aici, că să fie aproape. Va trebui să fugim. Ok. Intrăm pe geam cu C, mă furișez, merg tiptil, tiptil. Yeah, I'll believe that when I see it. Now pipe down while I finish my puzzle. Trebuie să urci sus. Mai ții minte de ieri. Vine un paznic de undeva. Și ăsta e biroul directorului. Ok, this is the director's office. This is where the key should be. Să închid ușa. Că ăla se va întoarce. Aici scrie right, chiar pe masă. Now I gotta get to the safe. A salvat jocul. Ia să văd ce face, se întoarce, da. Se pișă. Mergem noi, ne vedem de ale noastre. Shit. And watch me some television. You bought a television? Ce ți-ai cumpărat televizor? La vremea aia îți dai seama, să ai televizor era ceva. Ah, damn it. Bă, atâta știu că are alarmă safe-ul ăsta și nu știu cum pot să-l dezactivez. Sincer. Uite, vezi?
pâlpâie ăla acolo. Nici nu știu dacă se poate, sincer. Open door, nu. Deci dacă voi deschide acum safe-ul, va suna alarma. Și o să înceapă să tragă toți în mine. Oare? Bă, oricum pe știu pe ieșirea pe unde, nu știu altfel dacă există o altă soluție. Sună alarmă. Da. Asta e și vin peste mine și doar a zis cum îl cheamă. Să facem tot posibil să nu fie focuri de armă. Sau să nu omorâm pe nimeni, gen. Și acum trebuie să mă întorc la barul lui Freddy. Bă, dacă e vreo revistă Playboy, nu știu, n-am luat nimic. N-ar trebui să mă recunoască nimeni, niciun polițist. Că nu-i știe numărul de matriculare la mașină. Nu mă știe nici la față nimic, că altfel apărea și mă zicea. Merg cu limitatorul, fain frumos până la Freddy și n-am scăpat. Numai că o să mai aibă Eddie ăsta, Henry, o surpriză pentru noi. Ca o dată de expirare aceste timbre. Și ghici ce? În această seară expirarea. Expiră în seara asta. Mom, how'd you make out? Things got out of hand. There's nothing I could do about it. We had an agreement. Remember? You only get a third of the money if there's any shooting. Let's see what we got here. Ah, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date. And that date is tomorrow. So, what exactly does that mean? It means they're gonna be fucking worthless. But wait. If you can get them to the gas station attendants by midnight, they'll be able to stamp them and redeem them. You better bring them to every gas station in town. They gotta get there by midnight or we're screwed. If you don't sell them in time, you get nothing. Wait a minute, that wasn't our deal. You didn't say anything about any expiration dates. Well, shit happens, doesn't it? Look, you pull this off, I won't forget it, trust me. Now get going. The faster you unload them, the more money you get. Și ideea e că trebuie să merg la toate benzinările din oraș, să duc aceste timbre să le redeem, să le iei, să le valorifice sau ce Dumnezeu. Și destul de riscant afacerea asta, gen, dacă ești prins, faci pușcărie. Gen. Mă duc la asta de aici. Nu mai pun limitatorul, merg așa fără el. Am și poliția în spate, n-ar trebui să depășesc 40. Hey, I got some extra gas stamps. Interested? Yeah, sure, I'm interested. All right, here you go. Fork over the dough. Sure. Here's your money. Și că să rămâne între noi toată afacerea. Thanks, pal. Now forget you saw me. Uită că am mai văzut, zice.
Îi dăm gaos. Nu ne jucăm. Gaz, gaz, gaz cu foc. Uite. Mă concentrez mult mai bine la condus când nu trebuie să mă și uit unde mă duc. Sure. Just keep this between you and me, all right? No problem. Just make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. Scuze. De ce nu se aude muzica? Pune ceva muzică. Ia auzi. Listen, I got these extra gas stamps. Următorul, mă iau pe ăsta. You want them? They're yours. Cheap. Yeah, all right. I'm good with that. All right, here you go. And keep your mouth shut about this, all right? Sure thing, buddy. It'll be our secret. It better be. Mai, la trei benzinări mai trebuie să mă duc. Ok. I can do that. Și atunci, chestia asta ne va băga în pușcărie, pentru că am distribuit ilegal timbrele. Nu o să vă mai zic mai multe. Și... ia uite-le, bă, toate se bagă în față mea. Și... le duc cât de repede pot. E simplă misiunea. M-a dus prea mult, era să mă duc prea mult. Și da, o să trebuiască neapărat să fac un upgrade la PC. Trec la PC, nu mai joc cu laptopul. Nu are aceeași putere. Degeaba zic e i7 cu GTX 960, că nu... nu e același lucru. Hey, interested in buying some gas stamps? Sure. Just keep this between you and me, alright? No problem. Make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. Mergem mai departe. Ia poliția, 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 poliția. Shit. De ce vii tu pe chiar în drumul ăsta? Ia uite, altul banul mi s-a părut. Stai că trebuia să... nu, nu atinge că vine poliția părut. E egal, s-am scăpat de ei. Ascultam și muzica. N-am mai auzit muzica asta, sincer, dar îmi place. E jumătate. You are half. Half to midnight. Mai e jumătate. Sau sunt jumătate până la miezul nopții. Mă rog, jumătate de oră. Până la miezul nopții, cred. Your destination, but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack. Jack, 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 Jack. And second thought, I don't even want to know. Smart man. All right, now fork over the dough. Yeah, all right. Just hope I don't get in trouble for this. Așa-mi întrebat, că bă, don't worry about it. Just keep your mouth. De unde ai făcut rus de tibri? Ce că bă, dar stai că nici nu vreau să știu până la urmă, știi?
poate că e o afacere la negru, cam ilegală. Max Payne 3 mai vreau să joc, dar iar dacă vreau să joc 3-ul trebuie să duc toată seria. Ai fază. Iu, i-a sărit tot. Dei gaz, Vito. Zic de război la radio, bă, postește știrile, noutățile. Gata. Și asta e, trebuie 6 din 6 și nu mai trebuie să mă duc la toate. Hey, I got some extra gas stamps. Interested? Yeah, yeah, sure, I'm interested. All right, here you go. Fork over the dough. Sure, sure. Here's your money. Thanks, pal. Au făcut accidentul ăsta. Now forget you saw me. All right, that's the last of them. At least I got some cash. Acum trebuie să mă duc înapoi la Joey. I should head back to Joe's. Ok. Mi-o pare pe altă oră. Ah, mi-o pare. Mergem înapoi la Joey ca să terminăm misiunea. Și dragii mei, asta a fost misiunea. Eu sunt Daniel, să vă abonați dacă sunteți noi. Încerc să fac în fiecare zi cât un live cu Minecraft sau un joc ceva. O să fac și cu Mafia 2 pe la sfârșit, o să vedem. Și cam principal Minecraft mă juca cu pe live. Aș vrea să supraviețuiesc 100 de zile. Și după aia să schimb pe hardscore, o să vedem, o să vedem. Să învăț întâi să joc Minecraft pe survival. Și după aia o să o avansăm. Trebuie să iau la dreapta. Și da, o să ne jucăm jocuri mai multe. Și trebuie să fac upgrade neapărat. E primul lucru pe control care o să strâng bani, sincer. Să fac un studio de YouTube ca lumea. De calitate. Trebuie să cumpăr și o cameră DSLR. Sau o cameră. Cameră de video și să o fac în așa fel încât în loc să folosesc webcam-ul, să o folosesc pe asta să filmez. Ar fi o idee excelentă. Niște lumini în spate, să închid lumina asta, gen. Se vadă totul ca lumea. Șef, mă urmărește poliția pentru viteză. Acum culmea se uită în spate polițistul, mă. Are radar în spate, ia zric capacul la roată. Și zice și la radio că dacă au lucruri inutile care nu le mai folosesc, le doneze armatei. Deci era o perioadă de criză, să zicem așa, în același timp, cu toate că era război. Dragii mei, o să închei episodul aici, prietenașilor. Eu sunt Daniel, abonați-vă, apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare la un episod din Mafia 2, bineînțeles. Peace, pa!